Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale. De la ora 19 la Teatrul Național București, în Sala Mare, se pune în scenă spectacolul Înșirte Mărgărite, după Victor Eftimiu, într-o versiune scenică de Dan Puric. Un spectacol despre iubire și metamorfozele ei, în care fericirea devine într-o clipă disperare și deznădejde, apoi căutare nesfârșită și speranță. Povestea lui Dan Puric copleșește prin monumentalitate, dar și prin duioșie, atributul care o apropie de substanța bazmului românesc, de sublimul ființei și de adevărul fundamental al vieții. De la ora 19:30 la Teatrul Notara, în sala George Constantin, se joacă piesa Comedie de modă veche. Spectacolul reflectă neputința oamenilor de vârstă mijlocie și nu numai, de a mai face încă un pas spre dragoste și fericire după un eșec care a lăsat urme adânci în sufletele lor. Presărat cu multe picanterii, spectacolul după piesa lui Alexei Arbuzov reușește o comedie de bună calitate, unde firescul actorilor și savoarea timpurilor de altă dată se împletesc cu muzica și dansul. Am găsit o fotografie într-o și nu avea ramă și m-am gândit să... De la ora 19:30 la Teatrul Odeon, în sala studio, se pune în scenă Liniște, sărut, acțiune. Spectacolul este inspirat din filmul Living in Oblivion, care spune povestea unei echipe de filmare ce încearcă să facă un film de succes cu minimum de resurse. Atât din lipsa banilor, cât și din cauza echipei, nu tocmai profesioniste, filmarea devine foarte repede un dezastru mai mult comic decât tragic. Spectacolul, împărțit în trei episoade, povestește ce se întâmplă înaintea începerii unei filmări și ce se petrece în mințile și sufletele actorilor, echipei tehnice și ale regizorului. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!